Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt și avantaje în valul ăsta de caniculă. De ce zici? 40 de grade zilele astea, se poate slăbi foarte bine. Practic se oprește aerul condiționat și faci saună peste tot timpul, fără probleme. Asta e, prietenii noștri de la CFR știu asta, au înțeles. Ne ajută să slăbim, e programul da, de slăbire. Da, au remarcat. Și de la STB, o bună parte din mijloace de transport în comun din București și presupun că nu doar. Oamenii sunt preocupați de faptul că obezitatea devine un flagel în România. Și atunci nu există aer condiționat. Bine, poți să și leșini, că aerul ăla din STB și de pe unde zici tu vine și cu aromă. Acum depinde. Și la leșinat e bine, că dacă leșini nu mănânci. Corect. Da. Și asta e. Oricum, dacă nu rezolvi problema, adică dacă nu mergi cu STB-ul, nu mergi cu CFR-ul, pur și simplu oprești aerul condiționat și asta te ajută să slăbești, nu doar prin transpirație, ci pentru faptul că dacă e cald, nu se mănâncă. Zice un cercetător din Spania, are o teorie, el spune așa, că aerul condiționat îngrașă, pentru că atunci când stăm la temperaturi mai scăzute, ni se face foame. Uh-huh. Deci asta este explicația pentru care eu vin la radio aici să tul. Mori de frig. Într-o oră în studio ăsta mă iau o foame cu leșină. Stau îmbrăcat, am șarfă, șapcă, se mai vede ce filmări mai facem pe aici. Doamne, mă iau o foame până la sfârșitul programului, deci se confirmă. Și cu cât temperatura e mai mare, cu atât pofta de mâncare este mai mică. Și viceversa. Spune Javier Sanchez Perrona, citat de El País. Eu, dar îi merge mintea brici. Clar. Nici nu-ți dai seama cum s-a gândit la asta. S-ar fi gândit. Ți-ar plăcea să fii cercetător? Mamă, e visul meu, jur, deci când... Stai, captain obvious. Exact. Dacă îi frig, mănânci mai mult, serios. Da. Slăninuță, lomoslană și o pălicuță. Da, domnul Javier spune că în urmă cu 20 de ani, când s-a mutat în Sevilla pentru a lucra la Instituto de la Grasa. Deci există Institutul Grăsimioarei, mă, în Sevilla. Și noi stăm aici, ai nebunit. Băi, și noi de ce nu suntem specialiști acolo? Ia asta vreau să spun. Deci noi de ce nu avem și noi Institutul Grăsuților? Și putem să intrăm drept subiecti și sfârșim prin a fi cercetători. Intrăm ca specialiști. Ca specialiști, măi, suntem doctori. Deci acolo noi facem ca Marie Curie, știi? Testăm pe noi pe asta efectele. Ia să vedem ce îngrașă mai ai. Știi? Sunt mari. Șefilor, duceți-ne pentru început un hamon întreg, să vedem cum facem cu practic, el. Practic, mamă, și la Sevilla. Cum se injectează cercetătorii, se injectau când existau cercetători adevărați mari, știi? Care se injectau cu virus și după care își făceau vaccinul pe care îl creaseră, ca să demonstreze că e ok, așa noi. Ne injectăm cu mici. Noi mâncăm chorizo. Nu mâncăm, ne injectăm direct în venă mici. Slăninuță, eu aș prefera să și mănânc. Da. Mi-e o foame, nu te văd. Știi? Cu niște cheso, cu niște... Da. Și după aia stăm îmbrăcați la diverse temperaturi și vedem ce se întâmplă. Da. Mama, aș face asta toată ziua, serios. Și raportăm scris. Da. Asta este, deci, la Institutul de la Grasa, acolo e un centru de cercetare în domeniul alimentației, dânsul a venit acolo cu 20 de ani și spune că a fost surprins că din cauza căldurii i-a scăzut pofta de mâncare. Ei, na. Și asta e 20 de ani a luat. Da. Între timp, Andalusia a devenit regiunea spaniolă cu cea mai mare rată de obezitate din țară. Iar cercetătorul crede că la acest lucru a contribuit și faptul că oamenii petrec acum mai mult timp în încăperi cu aer condiționat. Serios? Deci asta este greșeala, v-am spus. Eu apreciez, noi ar trebui să apreciem mijloacele de transport din România care nu au aer condiționat. Asta ne menține condiția fizică. Și domnul Javier spune că relația dintre pofta de mâncare și temperatură e dovedită științific, sunt studii efectuate atât pe cobai cât și pe oameni. Da, cobai e o blăniță. Un studiu din 1963 a arătat că la 35 de grade animalele consumau doar 10% din ceea ce mâncau la 24 de grade. Nu mâncau ce trebuie. La mine nu se confirmă. Mie cred că îmi trebuie de la 40 de grade în sus. Cam ca așa, să mă mai las nițel. 35 de grade, nu. Mititelul cu bere și chiflă. Bravo. Asta la 35 că... de grade sub copac. Dar dacă bei mai întâi berea, da. Știi? Da. Să-ți răcești puțin termostatul și dacă ești de mâncat, asta e tot. Eu zic că baci mai multă bere dacă e cald. Asta și că iarăși ne poți să slăbești. Faci pași invers. Da. Asta e tot. În loc să mănânci mai întâi micul și pormă berea, bei mai întâi berea și pormă... Deci, plus că la temperaturi ridicate, știți cum se topește untul pe bagheta aia? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.